Pe grădină răzlețe, dintre zâmbet și suspine, ți se pune o întrebare. Pentru cine? Spune, pentru cine oare e atâta frumusețe? E atâta gingășie într-o floare? Pentru cine s-ar desprinde din brăboada de zăpadă? De ce nu în april, dacă n-ar fi ochi să-l vadă? Dacă tot e întâi. Pentru cine în mes de roadă, sorb și strâng în ei culoare, embrionii din begonii pentru vara viitoare, dacă tot e întâmplare. Pentru cine este în casă, haină pală de vestală, lumini de diamant, floarea albă de mireasă, dacă totul e neant. Pentru mințile obtuze de bondar și bucuruze, pentru fluturii ce zboară în zigzaguri pe afară, oare bărzăunii trupe își prinde miere pe musteți? Sunt sensibili? Sunt esteți? Oare aș stat lămâni în bondarul, dar n-ar fi subtil decorul? Și nu și-ar abate zborul în grădinile bogate, dacă florile de crin n-ar fi proporționate? N-ar avea acea prestanță ca de clopot florentină? N-ar avea varietate în culoare și nuanță, de la alb până la cărămin? Nu cumva plătind pâlbecii să dezvolte atâtea specii, rozele și liliecii? Nu, în floare e un mister. Floarea e un mesager, e un martor, o solie, e un înger din Eden, care aduce vala morții o înaltă mărturie, în culoare, în proporții, în mireasmă și în sem. Omule, cu mintea plină, tu te-o clipă în grădină, treci prin băile înflorite și te uită la surpină, la bușori, la mărgărite, la conduri, la inimioare, la ghelchina din cărare, la nu flama de mătase ce ne dăruie ciclama. Lasă-te să te desfete ochii atenți de violete, clopoței cu trei cupe și narcisele trompete. Și ia seama, dacă inima-ți rămâne ca un bulgăr, ca o piatră, ca un bolovan în vatră, leapă-o, zdrobește-o în cioburi, sparge-o pe ele o cudalta și-o pleacă-te în rugă să cere alta. Dar te simți în seminare un surâs și o blândețe care vine să te alune, te povară, te tristețe. Tu apleacă-te și spune, surioară, pentru cine? Spune, pentru cine oare? E atâta frumusețe, e atâta gingășie într-o floare. Pentru cine? Pentru om. Pentru noi, păuritorul și-a ascuns în floare dorul, în petalele de aur, de fiori și de lumină.